Meciurile din etapa 4 a play-off-ului și play-out-ului Diviziei C sunt programate marți, 6 mai, de la ora 18. Aceasta nu este singura rundă intermediară din mini-campionatul pentru promovare-retrogradare. Și etapa 8-a, antepenultima, se va juca tot aproape de mijlocul săptămânii. Marțea viitoare se vor juca partidele Chindia, Athletic Bradu la Târgoviște și Fortuna SCM Argeș la Poiana Câmpina. Interesant pentru iubitorii sportului din Dâmbovița este faptul că meciul de fotbal se suprapune cu jocul al treilea din finala campionatului național de basket feminin. CSM Târgoviște și Cimarad programat tot la Târgoviște. Altfel, ultima etapă din play-out, respectiv play-off, se va juca pe 6 iunie, însă nici la această oră nu se știe exact câte echipe vor retrograda din eșaloanele 2 și 3.